Continuă scandalul dintre Mihai Prunariu și Ion Ișvan. Consilierul județean a fost printre puținii socialdemocrați care au luat atitudine împotriva inspectorului școlar general, iar Ișvan a pus atacul pe seama faptului că nu l-ar fi susținut pe acesta să ocupe scaunul de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj. Prunariu spune că nu vrea să-i răspundă unui, citez, prost, pentru că atunci ar intra în dialog cu el. Mihai Prunariu și Ion Ișvan sunt în război deschis, chiar dacă sunt colegi de partid. Prunariu nu a ezitat să-l atace pe inspectorul general școlar în public și l-a numit vătaf. Acum Prunariu îi mai dă o replică tăioasă lui Ișvan. Chiar n-aș vrea să comentez și Marin, scuzați-mă, Nicolae Iorga avea o zicere foarte frumoasă: dacă dai replica unui prost, te trezești pe el în discuție. Îi doriți postul Prunariu? Ce poți, domnule? Nu, nici vorbă, nici nu pot. Deci aș vrea să nu comentăm pe subiectul Ișvan. Eu am spus, nu am ceva personal cu el, am tras un semnal de alarmă vis-a-vis de ce se întâmplă în învățământul gorjean și de conflictele care sunt acolo, nu neapărat pe cele de salarizare. Ișvan a spus că Prunariu a făcut aceste declarații la adresa lui pentru că nu l-a susținut să ocupe funcția de vicepreședinte la Consiliul Județean Gorj. Ișvan a uitat însă să spună că nu putea influența decizia celor din PSD Gorj, pentru că nu este consilier județean și nici nu face parte din structurile de conducere ale partidului.